Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar! Studiile efectuate de către specialiștii NASA, împreună cu oameni de știință francezi, ruși și sud-americani, au descoperit orașe subterane, precum și o vastă rețea de tuneluri subterane și galerii cu lungime de zeci și chiar mii de kilometri în Altai, Ural, regiunea Permsk, Tian Shan, Sahara și America de Sud. Acestea nu sunt orașe care au fost distruse cu timpul, fiind acoperite de pământ și vegetație, ci sunt structuri subterane construite prin mijloace necunoscute nouă, săpate direct în roci subterane. Din anumite motive, populația acestor civilizații pare să nu fi intrat în contact cu oamenii de suprafață, dar dădea totuși semne de existență. Populația care trăia pe suprafața pământului, în zonele respective, avea legende și povestiri care descriau oameni ciudați și misterioși ieșind câteodată din peșteri. Controversatul savant polonez Jan Paenck susține că sub pământ este construită o întreagă rețea de tunele extrem de mare. Aceste tuneluri sunt create cu ajutorul unei tehnologii cert superioare necunoscută de civilizația modernă. Savantul crede că asemenea construcții nu se găsesc numai în subteranul continental, ci și sub patul mărilor și oceanelor. Tunelurile nu sunt doar perforate, ci par arse în rocile subterane. Pereții lor prezintă urme de rocă topită și solidificată, netedă ca sticla. Jan Paenck s-a întâlnit cu mineri care în timpul săpăturilor lor au dat peste astfel de tuneluri. Potrivit omului de știință polonez și a mai multor cercetători, prin aceste magistrale subterane se pot observa apariții stranii. Aceste tuneluri au fost de asemenea descoperite în Ecuador, Australia de Sud, Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă. În plus, în multe părți ale lumii s-au găsit sonde verticale perfect verticale construite cu aceeași tehnologie, având pereți din rocă topită. Lungimea acestor puțuri variază de la 10 la câteva sute de metri la kilometri. Juan Moritz este un antropolog argentinian care a început să studieze o rețea de astfel de tuneluri în America de Sud. În iunie 1965, în Ecuador, în provincia Morona, Santiago, el a descoperit și a cartografiat un sistem de tuneluri subterane cu o lungime totală de sute de kilometri. Acestea se întind adânc în subsol și reprezintă un labirint gigantic care nu pare de origine naturală. Tunelurile sunt construite după un tipar. În interiorul stâncii este făcut un decupaj imens și există o coborâre la următoarea platformă orizontală lungă de 240 de metri. Aici există tuneluri de secțiune dreptunghiulară și lățimi diferite. Ele cotesc la unghiuri drepte. Pereții sunt atât de netezi, de parcă ar fi lustruiți. Periodic, tunelul este prevăzut cu ventilații cu diametre de 70 de centimetri. Există încăperi mari, unele de dimensiunea unei săli de teatru. Într-una din aceste camere a fost descoperit mobilier care semăna cu o masă și 7 scaune, unul fiind mai mare, sugerând existența unei structuri ierarhice. Acest mobilier este făcut dintr-un material necunoscut, similar cu plasticul. În aceeași cameră au fost găsite figuri de fosile de dinozauri, elefanți, crocodili, turnate din aur. Aici, Juan Moritz a găsit un număr foarte mare de plăci de metal pe care sunt gravate litere. Pe unele plăci sunt reflectate concepte astronomice și de călătorie prin spațiu. Toate plăcile sunt exact de aceleași dimensiuni, de parcă sunt croite după o măsură din foi de metal realizate prin mijloace de înaltă tehnologie.
În 1976, expediția comună anglo-ecuadoriană a studiat unul dintre tunelurile subterane din regiunea Los Tayos, la granița dintre Peru și Ecuador. Acolo, într-una din camerele subterane, a fost descoperită o masă înconjurată de scaune cu spătar de mai mult de 2 metri înălțime, de asemenea construite dintr-un alt material necunoscut. O altă cameră părea să fie o bibliotecă și avea un hol lung, prevăzut cu un pasaj îngust în mijloc. Pe pereții ei se găseau rafturi cu cărți vechi, mape groase de aproximativ 400 de pagini fiecare. Filele acestor cărți erau construite din aur curat și erau scrise într-o limbă necunoscută. În 1997, expediția Cosmopoisk a analizat cu atenție cunoscuta creastă Medvedisk din regiunea Volga. Cercetătorii au descoperit și cartografiat o vastă rețea de tuneluri care se întinde pe zeci de kilometri. Tunelurile au o secțiune transversală circulară, uneori ovală, cu un diametru de 7-20 de metri. Tunelurile sunt situate la o adâncime de 6 până la 30 de metri. Pe măsură ce se apropie de creasta Medvedisk, diametrul tunelului crește cu 20-35 de metri și apoi până la 80 de metri, pentru ca ajunsă sub munte să devină o sală mare cu un diametru de 120 de metri. De acolo pornesc 3 tunele. Aparent, creasta Medvedisk este un nod de comunicație la intersecția căruia se întâlnesc tuneluri venite din diferite regiuni. Cercetătorii presupun că de aici se poate ajunge nu numai în Caucaz și Crimea, dar și în regiunile nordice ale Rusiei, Novaia Zemlia și chiar pe continentul nord-american. Exploratorii din Crimea au descoperit o cavitate mare sub masivul Ai Petri și tuneluri care leagă Crimea de Caucaz. În timpul unei expediții, ufologii din Caucaz au stabilit că sub creasta Uvarov, vis-a-vis de muntele Arus, există tuneluri vaste, dintre care unul duce spre peninsula Crimea prin orașul Krasnodar, Eisk, Rostov pe Don, ajungând până în regiunea Volga. În Caucaz, în defileul Subgelezic, din timpuri antice a fost cunoscută o mină săpată vertical cu un diametru de aproximativ 5 metri și o adâncime de 100 de metri. Caracteristica acestei mine sunt pereții netezi care arată de parcă ar fi topiți. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că șlefuirea pereților a fost făcută sub efecte termice și mecanice care au creat un strat extrem de rezistent cu grosimea de 1-1,5 mm. Cu ajutorul tehnologiei moderne, crearea unei astfel de structuri este imposibilă. În plus, mina este puternic radioactivă. Tunelul înclinat dă într-un hol spațios de o formă similară cu cea a unui butoi mare. Din acest hol încep câteva tuneluri care duc în direcții diferite. Unele dintre ele sunt de secțiune transversală triunghiulară, altele rotundă. Tatălui Vincent susține că, prin tuneluri, este posibil să ajungi în diferite țări și chiar pe continente diferite. În 1963, în orașul Derinkuyu din Turcia, a fost descoperit un oraș subteran cu mai multe niveluri, care se extinde în subteran pe zeci de kilometri. Camerele sale numeroase și galeriile comunică între ele prin treceri. Arhitecții antici au echipat acest adevărat imperiu subteran cu un sistem de susținere a vieții de o perfecțiune uimitoare. Totul este gândit în detaliu. Adăpostul pentru animale, depozitele de alimente, camerele pentru gătit și mâncat, cele pentru dormit, pentru întâlniri. Cu toate acestea, nu au fost uitate templele religioase și școlile.
dispozitivele de blocare existente permit cu ușurință montarea de uși de granit la intrările în peșteri. Iar sistemul de ventilație, care asigură aer proaspăt în galerii, continuă să funcționeze fără probleme chiar și azi. Aici se găsesc relicve care aparțin heților, un regat apărut în secolul al XVII-lea înainte de Hristos. Este necunoscut până azi motivul pentru care populația acestui regat s-a retras în peșteri, însă civilizația subterană dezvoltată a heților a fost capabilă să asigure supraviețuirea aproximativ 1000 de ani. În Turcia, în apropiere de satul Caimacli, în Ucraina, în Tripoli și în alte locuri de pe pământ, arheologii fac săpături căutând orașe antice subterane. Mulți oameni de știință și cercetători din diferite țări înclină să creadă că pe pământ există un sistem global de utilități subterane situate la o adâncime variind de la câțiva zeci de metri la câțiva kilometri, format din sute sau mii de kilometri de tuneluri, prevăzut cu stații de legătură, mici așezări și orașe mari, având sisteme avansate pentru asigurarea vieții. În plus, potrivit oamenilor de știință, aceste informații sugerează că pe pământ a existat sau au existat civilizații cu o tehnologie net superioară celei moderne. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!